Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie de Hram în parohia Buna Vestire din Ieud. În podul vechii biserici din localitate a fost descoperit în 1921 codicele de la Ieud, ce datează din secolul al XIV-lea. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară din curtea lăcașului de cult. La slujba de hram au participat și reprezentanții autorităților locale. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul de copii al parohiei și de grupul psaltic teologos al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. A devenit o tradiție ca de praznicul Bunei Vestiri să săvârșim Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în parohia ortodoxă Ieud, care își serbează cu multă bucurie duhovnicească pe ocrotitoarea și patroana duhovnicească a acestei parohii și acestei comunități de buni credincioși. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe altarul de vară din încinta sacră a Sfintei Biserici, cu participarea duhovnicească a unei mari mulțimi de credincioși. În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul haric rânduit, am hirotonit într-o treaptă de diacon pe unul dintre viețuitorii mănăstirii Izvorul Tămăduirii Petrova, pe părintele ierodiacon Atanasie, care are peste 12 ani de ascultare la această sfântă mănăstire. Am avut astăzi o mare sărbătoare, o mare bucurie, comparativ cu anul 2020. În 2020 știm foarte bine, datorită stării cu care ne confruntăm, am fost singuri în Sfânta Biserică, cu toate că de obicei la hramul nostru participă foarte multă lume. Astăzi, cu mila lui Dumnezeu, lucrurile au stat altfel. A fost în mijlocul nostru Preasfințitul Timotei și foarte, foarte mulți oameni care s-au bucurat împreună cu noi de această sărbătoare. La final, ierarhul a primit din partea părintelui paroh o icoană cu chipul Maicii Domnului. Comunitatea din Ieud este recunoscută pentru vechea biserică din lemn de secol XIV, în podul căreia în anul 1921 a fost descoperit unul dintre cele mai vechi manuscrise în limba română, ce datează din anii 1391-1392, cunoscut sub numele de Codicele de la Ieud.